Examenul național de bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2021, a început luni 16 august cu proba scrisă la limba și literatura română. Marți 17 august se va desfășura proba obligatorie a profilului, iar miercuri 18 august va avea loc proba la alegerea profilului și a specializării. În județul Suceava, pentru susținerea probelor scrise, s-au înscris peste 1200 de candidați. Din cei 1271 de candidați, 917 sunt din promoția curentă, iar 354 de candidați din promoțiile anterioare. La proba de la limba și literatura română s-au înscris 534 de candidați, pentru proba obligatorie a profilului 895 de candidați, iar pentru proba la alegere a profilului și specializării 748 de candidați. Pentru evaluarea lucrărilor a fost constituit un centru zonal de evaluare la liceul cu program sportiv Suceava. În perioada 23-31 august 2021 va avea loc echivalarea sau recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale în fiecare unitate de învățământ liceal care are candidați la examen. Afișarea primelor rezultate în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro este prevăzută pentru data de 31 august, până în ora 12. Contestațiile pot fi depuse în aceeași zi, în intervalul orar 12-18. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 3 septembrie.